această lucrare greu, va începe. Să lucrezi, uitați, a durat cam mult. Recunosc că în această perioadă n-am luat plancarde și n-am protestat nicăieri și ne-am aplicat asupra tuturor actelor necesare. Iată că astăzi toate contestațiile au fost rezolvate, toate lucrurile care țin de birocrația Uniunii Europene au fost depășite cu forme legale. Astăzi, 10 septembrie, începe construcția acestui pasaj. Unicat în România, este primul pasaj suspendat peste o intersecție majoră, un drum național, o lucrare de aproape 20 de milioane de euro, din care Uniunea Europeană 80%, Guvernul României 18%, Consiliul Județean 2%, TVA-ul și neeligibile, deci cam cât Guvernul României poate cu ceva mai mult, care demarează și care este dedicată celor care și-au pierdut viața pentru a crea România Mare în anul 1918. Va fi o lucrare de succes, va fi o lucrare pe care multă lume va dori să o vadă și voi face un concurs cu tineretul ce nume istoric vrea să-i pun acestui pasaj.